avea nevoie de un simțământ ardelenesc, de la meca românească, Alba Iulia, transpus în scenă de unul care a vrut să demonstreze pe jos apartenența noastră latină, de la Crățișoara, nimeni altul decât un îndrăgit cântăreț și prietena noastră, Mircea Crățișoreanu. Și pentru că este 1 decembrie, nu pot să trec cu emoția specifică unui prieten care a pierdut pe cineva drag. Și îmi place să cred că te pregaște de acolo de la Dumnezeu. Și nu puteam să fac cunoștință cu această podoabă națională fără sprijinul celui care a fost lângă noi, Simona Milena. Și pentru ea, o lacrimă din partea celor care am cunoscut-o și am îndrăgit-o, ca o iubitoare de frumos, de românism, de patriotism. Nu aș vrea să-i dau microfonul prietenului Mircea, până când o emoție transmisă din partea altei prietene dragi, inginer, actor și poet, Mia Tăruberi. O ființă care s-a numit Simona Milena Marinescu.